Noi detalii despre starea de sănătate a avocatului Daniel Ionacu, implicat într-un grav accident, medicii au IIT din sala de operai. Avocatul Daniel Ionacu a fost dus de urgență la Spitalul Floreasca din București, după ce a suferit un accident grav de circulație. Daniel Ionacu a suferit mai multe leziuni în zona capului, dar și o ruptură de antebra. Accidentul s-a petrecut pe autostrada 1, la kilometrii 32. Din primele informații, maina a fost distrus în totalitate. În jurul orei 13 fix, avocatul Daniel Ionacu se afla în sala de operaie, unde medicii au efectuat o intervenție chirurgicală la antebra. Domnul avocat Iona subliniere cu este pacientul meu. Am primit permisiunea dânsului. Într-adevăr, a fost victima unui accident grav de circulație. E distrus în totalitate. Din fericire, dânsul este un om norocos. Cu toată gravitatea accidentului, în afara oricărui pericol. E vorba de un traumatism sever. Mai prezint o mulțime de pelegii superficiale la nivelul antreracului sublinierei mâinii, a spus profesor Ioan Lascle. Avocatul Daniel Iona subliniere cu va sta câteva zile internat în spital. Acesta se află în afara oricărui pericol. Daniel Iona subliniere cu este avocatul familiei polistului Bogdan Giginiu.